Nu ne-am întâlnit pe holurile judecătorii. L-am văzut pe trotuar pe stradă, dar nici nu i-am răspuns la bună ziua și nici nu o să o fac mai departe pe parcursul întregii vieți. Pentru murdăria care a adresat-o în adresa mea. Pentru acuzațiile calomnioase, pentru tot ceea ce a scris murdar și nedrept în adresa mea în acest dosar. Pentru că dumnealui, încercând să scape sau să-și ușureze răspunderea și pedeapsa, care înțeleg că astăzi ar putea să-i fie aplicată, într-o formă simplificată de colaborare cu organele de urmărire penală, a arătat cu degetul spre mine. La fel au făcut și alții, din păcate. Asta este modalitatea în Moldova de a fugi de răspundere. Faci o prostie, după care arăți la altcineva și în felul acesta cumva scapi mai ușor. În asta constă esența lucrurilor în acest dosar. Ați fost colegi de clasă, să înțeleg că vă rog, am, din păcate, cu mai multă lume am pățit-o, ca să spun așa, mai mulți oameni în acești 10 ani la primărie, pe care i-am angajat și în care am avut încredere, după aceea au comis fapte ilegale și au fost deferiți justiției. Asta este. N-ai de unde să știi din